Pentru ca banala pâine să ajungă pe mesele oamenilor de rând, este pus în mișcare un întreg lanț de aprovizionare, iar cea mai importantă piesă a acestuia este producătorul de materie primă. Rusia este cel mai mare exportator de cereale și grâu din lume, iar acest lucru îi aduce avantaje și pe scara geopolitică, nu doar pe piața alimentelor. A fost un drum lung, de la importurile masive de alimente cu banii luați pe petrol din anii 1990, la autosuficiența de acum. Moscova a început să planteze semințele diplomației grâului, adică să folosească mâncarea ca pe un levier de politică externă. Are experiență cu astfel de strategii din războiul mondial al gazelor naturale, în care Europa este dependentă de combustibilul rusesc. Și de asemenea are terenuri agricole, poate mai mult decât oricare alt stat, apă, porturi și căi ferate. Și vecini înfometați, Turcia, o țară unde inflația a scăpat de sub control, iar prețurile alimentelor sunt o chestiune socială și mai ales politică. Deci Ankara a cumpărat recent 300.000 de tone de grâu pentru făină de pe piețele internaționale. Când președintele rus Vladimir Putin a preluat puterea, acum două decenii, Rusia era ea însăși dependentă de importurile de alimente. Acum Rusia este numărul 1 mondial la grâu și alții depind de cerealele Moscovei.